acești copilași sunt printre cei mai semnificativi din grupa mea de atletism de la școala 190, care de fapt vor fi atleții sportivii clubului sportiv municipal București, și acest program este benefic și extraordinar pentru sănătatea copiilor. Noi încercăm să-i pregătim întâi să fie sănătoși și mari campioni. Sperăm, numele meu este Moruțan Tudorița și sper să continuă acest program extraordinar. Continuăm seria interviurilor de la școala 190 cu... Păreluță Gabriela Andreea. Am 9 ani și 2 luni și sunt la școala 190 și am profesorul de sport și de atletism, Măruțan Tudorița. Și spune, la ce probă ești tu specialistă? La viteză. La proba de viteză. Am înțeles. Acum să-mi spui, te rog, ultima ta participare, ultimul tău concurs, cu ce rezultat s-a soldat? Rezultatul meu a fost locul 3 și 8.97 am luat. 8.97? Da. Asta ce înseamnă? E un rezultat bun? Ce ți-a spus doamna antrenoare? Da, mi-a zis foarte bine. Spune-mi, dar ce concurs? Cum s-a numit concursul ăsta? Sănătos și campion. Sănătos și campion. Cred că o fază de calificare pentru finală a fost concursul, nu? Da. Așa, am înțeles. Acum, domnișoară, vreau să îți spun și ție o poveste despre sportul pe care tu îl faci, da? Știi că atletismul este unul din cele mai vechi și populare sporturi din lume. Așa, el este considerat regele sporturilor olimpice, deci pe lângă fotbal, care sigur e considerat regele sporturilor, și atletismul este considerat regele sporturilor olimpice. Vreau să spun, atletismul a ajuns în România la începutul secolului XIX, datorită copiilor de boieri care învățau în străinătate, adică în Austria, în Franța, în Germania. Acolo deja atletismul era dezvoltat și copiii de boieri care mergeau acolo și învățau, când se întorceau acasă, începuseră să practice acest sport și în București, în special, în capitală, da? Și să-l facă cunoscut. Să ții minte că în anul 1912 a luat ființă Federația Internațională de Atletism și în același an și Federația Română de Atletism a devenit, să zic așa, o entitate cu acte în regulă. Tu știi cine este șeful Ministerului Tineretului și Sportului? Nu. Este Gabriela Szabo. Tu ai auzit de Gabriela Szabo? Da. Gabriela Szabo este una din marile noastre campioane, este multiplă campioană olimpică, mondială și europeană. Este, sigur, este de curând pusă la conducerea ministerului și sperăm să ajute sportul, pentru că dacă nu ea, atunci cine mai poate să mai ajute acest sport? Și acum aș vrea să spun câteva întrebări. Faci atletism, faci viteză. Ca să faci viteză sau orice sport, trebuie niște calități de campion, nu știu, că tu ai aceste calități? Da. Adică ai viteză, ai explozie, ai rezistență? Da. Astea se modelează la antrenament sau te naști cu ele? Și la antrenament. Mai mare de când eram mică și acum îmi place foarte mult atletismul, pentru că de-aia m-a pus doamna la el. Deci, sunt sigur că
doamna antrenoare te-a selecționat pentru că ai anumite calități de campion. Ușor, ușor, în urma antrenamentelor, ți le vei dezvolta, ți le vei amplifica și atunci o să devii campion. Acum, tu ai ajuns la un nivel, da? Deja ai câștigat ceva probe, crezi că ești bună să mergi în continuare, crezi că o să ajungi la un nivel ridicat în care lumea să spună, uite, și pe campioana noastră? Da! Bravo, domnișoară! Bravo! Așa, acum, prietenii știu că faci atletism. Da. Colegii știu că sunt în aceeași școală. Da. Să-mi spui ce părere au părinții tăi despre ceea ce faci. Au părerea foarte bună, pentru că mama mea a fost foarte rapidă când eram mică și a vrut să mă dea la atletism. A făcut sport și mama, da? Da, a făcut puțin. Am înțeles. Înseamnă că știe ce înseamnă sportul, știe ce beneficii ai de pe urma sportului și te-a îndrumat spre atletism. Dar spune-mi, cu școala, cum stai? Foarte bine, iau numai rezultate foarte bune și la școală sunt foarte bună, la citit, la învățat. Dar spune-mi și mie, un sportiv, dacă e bun la sport, crezi tu că are nevoie și de școală? Mai are nevoie și de școală să fie da. Și bun elev? Da. Îl ajută cumva, dacă ești un copil mai citit, mai dezvoltat, te ajută să înțelegi mai bine sportul? Da. Da, domnișoară. Acum, te întreb și pe tine, ce înțelegi tu prin deviza asta a clubului nostru, a clubului din care și tu faci parte, sănătos și campion? Păi eu înțeleg că sănătatea este foarte bună și pentru sport și sportul ne învață să fim mai sănătoși. Bravo, domnișoară. Deci prin sport, sigur că o să devii mai sănătos și dacă îl faci și la performanță, o să ajungi și campion și o să te iubească toți iubitorii de sport din această țară. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru acest interviu și îți urez succes în continuare și sperăm să ne vedem nu peste multă vreme tu pe podium, iar eu în spatele camerei de filmare. Mulțumesc încă o dată! Mulțumesc!